Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne revedem pe canalul meu de YouTube. După cum știți, sunt Elena, îmi plac florile și astăzi vreau să vă vorbesc despre aceste plante minunate. Sper că le aveți și dumneavoastră, sunt superbe și sunt plante ce aș vrea să vă vorbesc despre deosebirea dintre alocazie și colocazie. După cum știți, au o formă foarte frumoasă a frunzelor, destul de mari, cresc și se dezvoltă destul de mari. Dar puțin dintre noi sau dintre dumneavoastră știm care este diferența dintre aceste minunate frunze. Le putem deosebi dacă ne informăm sau dacă ni se explică despre ele. Eu astăzi m-am hotărât să vă vorbesc despre această diferență dintre alocazie și dintre colocazie. Diferența între ele este pentru că colocaziile, după cum observați, au această despicătură de la tija frunzei, au o despicătură între ele, dacă se observă, iar ia uitați-o și pe aceasta, este o colocazie, nu este o alocazie. Iar aceasta, care nu are despicătura între cele două între frunză și tijă, asta semnifică că sunt alocazii. Ia uitați diferența dintre ele. Aici nu este despicată și înseamnă că este o alocazie. Ca și aceasta, ia uitați, este o alocazie. Da? Este foarte ușor de deosebit. Aceasta la fel, ia uitați, nu este despicată. Este foarte ușor de deosebit că este o alocazie. Alocaziile sunt plante ce fac parte din familia, Aracee, din familia Aracee. Ele provin din America, din sud-estul Americii și Americii Centrale până în zona Indiei. În unele zone ale lumii, ca de exemplu în Mexic, unele dintre acestea, din tulpina lor și din bulbul lor, din rizomul lor, se pot folosi și face diferite mâncăruri. Ele au ca și rădăcină rizomi și rizomii sunt în funcție de plantă. Colocazia face un rizom destul de mare și destul de gros și de plin cu tot felul de substanțe care le conține. În schimb, alocazia le face foarte subțirele și mai alungite, nu sunt atât de viguroase ca la colocazie. În funcție de această mărime a rizomului care îl are în pământ, frunza de deasupra se dezvoltă, poate atinge niște dimensiuni foarte mari. După cum observați, eu nu am chiar atât de mare, dar sunt frunzele destul de mari, pentru că atunci când le punem în ghivece foarte mari, le nutriționăm și le fertilizăm frecvent și destul de bine, ele se dezvoltă mult mai mari și pot atinge niște dimensiuni de un metru lățime și de 1,82 ca și lungime a frunzei. În captivitate e mai greu obținem aceste dimensiuni. După cum știți, ca și alocazii se cunosc în jur de 90 de specii, iar în colocazie se cunosc mult mai puține specii, se cunosc în jur de 45-50 de specii de alocazii, colocazie, depinde și de zona de dezvoltare a lor.
s-au înmulțit și s-au răspândit foarte repede pe aproximativ toate continentele Pământului, se pot găsi în formă de frunză verde sau în formă de frunză pestriță, frunză pătată cu alb mai mult sau cu galben, depinde acum de specia pe care au găsit-o și au înmulțit-o și au dezvoltat-o. În schimb, alocațiile le putem deosebi mult mai ușor, pentru că sunt niște frunze puțin mai mici, sunt mai colorate și cu nervurile pe deasupra mult mai accentuate. Eu nu am atât de multe specii, dar am câteva aici, așa, am trei alocații și patru colocații. Am patru alocații și trei colocații, mă scuzați. Ca și luminozitate, sunt niște plante care le place lumina filtrată, nu le place soarele direct, pentru că având soarele direct le putem arde frunzele. Ca și o altă deosebire dintre alocazie și colocazie, mai este această formă ondulată pe margine care o au colocaziile, iar dacă vă uitați, alocaziile nu au forma ondulată pe margine. Ce să vă mai zic despre pământ? Le place un pământ cu un drenaj foarte bun, să conțină perlită, să conțină fibră de cocos, pământ universal, frunze sau compost, frunze uscate sau compost. Ba chiar, de ce nu, le place și puțin nisip, un pământ puțin nisip să conțină, sau să conțină un pic de petriș. Le place pământul de orhidee, la fel, bucățele de pin rupte sau puse în pământ, sau niște zgură de la lemn. Sunt plante care cresc într-o zonă mai umbroasă, mai umedă, și atunci au tot felul de materii în pământ pe care le ajută să crească și să se dezvolte. Ca și fertilizare, le puteți fertiliza foarte ușor adăugându-le pământ de râme sau udându-le cu pământ de râme. Fertilizarea se face în general din primăvară până în vară, la începutul primăverii, iar în restul verii și până în toamnă nu le mai fertilizăm, acum și în funcție de fertilizantul pe care îl folosiți. Dacă sunt fertilizanți lichizi și au acel indicativ de fertilizare, este bine să-l respectați. Eu de obicei le fertilizez cu acest produs lichid. Este vorba despre fertilizant din pământul de râme. Este un concentrat, mai bine zis. Eu îl folosesc pe acesta. Este foarte bun atât pentru plante cu frunze verzi, pentru plante cu flori, pentru legume și fructe și arbuști. Este foarte bun în general pentru orice. În caz de nu avem pământ de râme, să adăugăm din când în când la pământ, la substratul nostru, să adăugăm pământ de râme. Eu am să vă arăt cum folosesc eu acest lichid de fertilizant de pământ de râme într-un litru de apă. Eu aici în acest vas am un litru de apă și în acest vas am să introduc
jumătate din cantitatea acestui dopuleț. Ia uitați aici, nu-l folosesc plin, folosesc doar o jumătate din el, dacă se poate observa. Nu este plin până la bază, este din această parte o jumătate. Îl introduc în apa pe care o am pentru ele și le o amestec bine și le ud la bază. Se pot uda atât pe deasupra cât și pe scufundate într-un vas cu apă, lăsate 15 minute pentru a-și absoarbe rădăcina apa necesară. Este bine să folosiți, dacă aveți și puteți, apă de ploaie, dacă nu, apă stătută, după cum vă mai zic de fiecare dată. Este bine să țineți apa în bidoane, în vase mari, 2-3 zile, pentru a se decanta așa, a se evapora clorul și a se decanta calcarul din acea apă. Și atunci putem uda cu grijă. Fiind unele în ghivece mari, ca de exemplu acestea, uitați cât de mari sunt ghivecele mele, n-aș putea să le scufund în ceva. Atunci pun o farfurie de desubt, le ud bine, bine, bine și ceea ce se scurge le las un sfert de oră, 20 de minute să stea apa ce s-a scurs în farfurie și apoi surplusul îl scot, îl elimin pentru a nu sta băltită. Este o plantă ce îi place să fie pulverizată pe frunze, pentru că trăiește în zone umede și atunci este foarte important să le pulverizăm aceste plante și pe deasupra la frunze. După cum știți, eu am niște recipienți dintre aceștia mici pentru a nu le scăpa din observație. Le pun apă în ele și atunci le introduc în pământ pentru a le avea mai multă umiditate. După cum v-am zis, pentru a controla pământul unei plante, dacă este bine ud sau e prea uscat, îl putem controla cu introducem un băț în interiorul plantei și atunci observăm umiditatea pe acest băț. De exemplu, acesta este foarte puțin umed, doar atâta. Deci îmi dă un semn că aș putea să o mai las o zi sau aș putea să o ud astăzi. Acum depinde de fiecare persoană cum își dorește să le aibă plantele de ude. Eu am să le ud mâine pentru că astăzi doar am să vă exemplific cum pun apă în aceste recipiente, care le găsiți să le cumpărați pe la magazinele probabil de specializare, pe la magazinele hipermarketurile chinezești sau le puteți cumpăra de pe rețelele de făcut comandă și nu sunt costoase, sunt destul de accesibile ca preț, nu știu, 3 bucăți, 1 euro sau 1,20 euro, deci nu erau exagerat de scumpe. Eu cred că toată lumea ne putem permite, da, pe 3 astfel recipiente. Ia uitați, am umplut-o cu fertilizant. Ne putem permite să avem câte un astfel de ajutor, eu așa le zic, ajutoare. Le introducem în pământ și ele în vreo 2 zile își vor absorbe apa din aceste recipiente. Iar v-am zis, puteți uda pe deasupra planta, ori o puteți pune apa într-o farfurie pentru a-și
absorbi nutrienții necesari. Ca și boli, este foarte bine de știut și despre bolile pe care le poate căpăta această plantă. Este vorba despre păianjenul roșu, care le atacă și, ia uitați, o usucă. Aici puțin și păianjenul, dar puțin și soarele mi-a atacat-o. Am decupat părțile bolnave și atunci am lăsat doar frunzele sănătoase. Aceasta este o frunză nouă. Ia uitați-o cât de frumoasă și de sănătoasă a ieșit. Sper să nu mai avem probleme cu păianjenul. Iar alte boli mai poate căpăta ca și mucegaiul, care îl poate avea de la prea multă umiditate, de la o omitere de lăsare a apei în farfuria sau un platou în care aveți planta, fiind udă, lăsând și apa, rădăcina absoarbe, pământul stă tot timpul mlăștinat în bibat de apă și atunci apare mucegaiul, iar de la mucegai poate apărea tot felul de ongusuri care dăunează această plantă. Această plantă ne mai poate anunța când este sete, se lasă tijile în jos, iar frunzele devin foarte moi și foarte flexibile, așa, ușor de manevrat, și atunci este un semn că le este sete. Singurul lucru care vă pot spune de udare, eu vara le ud la 3-4 zile, iar iarna le ud la 8-10 zile, pentru că nu având atât aer cald și atât de multă căldură, încerc să le obțin umiditate interioară unde le țin. De multe ori acestea mari le țin afară, după cum știți, am terasa și pun folie de protecție și atunci fac ca o miniseră și le țin afară, pentru că sunt prea multe și prea mari ca să le introduc în casă, și le ud mult mai rar. Despre alt semn de boală sau de boală pe care o poate căpăta, sunt anumite frunze care fac niște puncte rotunde ca și de rugină, și acestea sunt un semn că planta este bolnavă. Atunci este foarte bine să vă arăt un mic truc care puteți să-l folosiți. Eu îl folosesc și mulțumesc, nu am această problemă. Într-un recipient de jumătate de litru de apă, ăsta n-are jumătate de litru de apă, are mult mai puțin, eu am să vă exemplific prin el, pentru că celelalte pulverizatoare pe care le-am pline cu tot felul de produse. Putem introduce, cum eu am aici mai puțin, am să vă exemplific cu acesta. Aici am cred că 100 și ceva de miligrame de apă. Eu am să vă arăt ca exemplu, dumneavoastră, dacă vreți să faceți cantitatea unui jumătate litru de apă, pentru o jumătate de litru de apă, o linguriță de cafea dintre aceasta mai mică, o umpleți cu bicarbonat de sodiu. Eu acum am să pun foarte puțin, pentru că am doar 100 de miligrame de apă aici, am să pun mult mai puțin, dar cantitățile la jumătate de litru de apă se pune un 3-4 miligrame de bicarbonat, se pune o linguriță de oțet dintre acesta, dacă aveți oțet alb de curățenie, dintre acesta dacă aveți, dacă nu, oțet normal de câte grade, de ăsta are 8 grade.
Acesta are 8 grade, dacă se vede. Se pune tot așa, eu pun mai puțin acum. Se pune 3 lingurițe de oțet. Eu am să pun doar una pentru că și bicarbonatul de sodiu este mult mai puțin. Și acest amestec de apă, bicarbonat și oțet, le punem toate într-un pulverizator, da? Și pulverizăm frunzele. Acesta ne ajută a hidrata frunza și a feri-o de această boală care are sub formă, care arată sub formă de rugină. Este foarte important ca să le avem sănătoase și, de exemplu, uitați aici, eu am o pată, dar nu este pată de rugină, este o pată de, a fost lovită frunza și dintre aceea este, arată așa. Și atunci le dăm umiditatea necesară, le putem totodată și îmbunătăți calitatea, pentru că nu vor prinde boli și atunci planta va fi foarte fericită și foarte mulțumită. Ca și curățarea frunzelor de colocazie sau de alocazie, le putem curăța cu apă, cu puțină bere și cu o dischetă sau un șervețel sau o cârpișoară albă colorată de care aveți, le ștergem bine pe deasupra cât și pe dedesubt pentru nu a avea praf, pentru a putea respira și pentru a putea crește mare și frumoasă planta. Iar încă un sfat ce vă pot da despre această plantă este că este foarte benefică dacă le ținem în interiorul casei. Este o plantă ce absoarbe bioxidul de carbon și elimină oxigenul, absoarbe tot felul de toxine care pot fi eliminate de la materialele plastice sau de la tot felul de lacuri sau tot felul de alte produse chimice ce le avem zi cu zi în casele fiecărei persoane. Astea nu se pot elimina. Mai poate absoarbe și alte microorganisme, cum ar fi scame, fire de praf și așa mai departe. Sunt plante care decorează foarte frumos orice spațiu, orice încăpere. De multe ori mergem în multe spații, în birouri, în școli, în spitale, în instituții, în case unde, sau în terase sau în restaurante, unde vedem aceste plante minunate, foarte decorative, foarte bine îngrijite și foarte bine oxigenează spațiul în care le putem ține noi. Eu cam atât am avut să vă povestesc astăzi despre aceste plante, despre diferența dintre aceste plante. Este foarte important să știți, pentru cei ce sunt interesați, să nu creadă că de multe ori câte o plantă mergi la magazin și sau mergi la câte o florărie și întrebi ce e asta, alocazie sau colocazie? Și acum zice, ce căutați? De exemplu, eu caut o colocazie. A, luați-o pe asta că este, ia uitați-o ce frunză frumoasă are, ia luați-o pe asta, știți? Este bine de știut să faceți diferența chiar dumneavoastră care este dintre alocazie și dintre colocazie. Este foarte ușor de făcut aceste diferențe. Până data viitoare, eu vă las cu mult informație, cred, care să vă fie utilă. Vă las în compania plantelor dumneavoastră cu
o îngrijire adecvată pe care le-o dați. Nu înainte de a ne despărți, vă rog să distribuiți aceste micuțe filmulețe sau să povestiți sau să arătați altor persoane care ar fi interesate, sau multe persoane sunt necredule, ai că nu există diferențe, că ele, toate frunzele sunt mari, la fel frumoase și așa mai departe. Distribuiți, dați like și totul va fi bine, vom crește în comunitate și atunci și eu sunt foarte fericită că vă pot da informații, vă pot fi sfaturi utile. Și dacă aveți întrebări, dacă aveți vreo problemă sau vreo neclaritate, îmi puteți spune, îmi puteți scrie, îmi puteți pune întrebări atât pe YouTube, atât pe Facebook, Instagram și așa mai departe, pe TikTok. Vă las cu drag, să aveți flori frumoase, cu o creștere și o dezvoltare pe măsură. La revedere!